Ceremonia dedicată comemorării eroilor căzuți în bătălia de la Vaslui, desfășurată la statuia ecvestră a marelui voievod de la Băcăuani, sub genericul Biruitau Ștefan Vod de la Vaslui, 10 ianuarie 1475, a început la ora 12 cu o slujbă de slăvire a eroilor români căzuți în această luptă și a continuat cu alocațiunile oficialităților și ale invitaților prezenți la ceremonie. Evenimentul de astăzi marchează împlinirea 546 de ani de la remarcabila victoria lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, împotriva armatei otomane. Pe 10 ianuarie 1475, în fruntea armatei sale, Ștefan cel Mare s-a opus turcilor și în profita diferenței mari de forțe, turcii au suferit o înfrângere zdrobitoare, pierzând aproape toată armata. Bătălia de la Vaslui a fost o biruință care a dus faima domnitorului în Europa. Într-o zi, cam cum a fost dimineața acestei zile, acum 426 de ani, valea aceasta a Bârladului a răsunat de strigătele de război, de tobe, de comenzi și pentru cei care erau combatanții în această înfruntare teribilă, a fost o zi în care viața sau moartea, într-o clipă, au putut să fie apărate sau pierdute. Ziua de 10 ianuarie trezește în inimile tuturor românilor un îndreptățit sentiment de mândrie națională. Pentru locuitorii Comunei Muntenii de Jos, această zi are o încărcătură aparte. Cu toții cinstim astăzi memoria eroilor care s-au jertfit în acele zile cumplite, în care erau puse în pericol nu doar neatârnarea Moldovei sau viața domnitorului, ci existența întregii creștinătăți. Ne-am adunat aici nu pentru a ne închina la o statuie, nu pentru a bifa o activitate în diagrama de lucru a autorităților, indiferent de ce nivel ar fi ele. Suntem împreună. Avem conștiința adeveririi noastre. Actorii ai teatrului Victor Ion Popa din Bârlad au susținut o scenetă pe marginea ecourilor internaționale ale bătăliei de la Vaslui. Către coroana ungurească și către toate țările în care va ajunge această scrisoare. Sănătate! Noi, Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, mă închin cu prietenie vouă și vă doresc tot binele și vă spun domniilor voastre că necredinciosul împărat al turcilor a fost de multă vreme și este încă pierzătorul întregii creștinătăți. A urmat apoi ceremonia de depunere a coroanelor de flori la statuia domnitorului și ceremonia de închidere a manifestației. Yeah.